cum sunteți cu moralul? La pământ. La pământ, de ce? Nu prea v-ați descurcat? A fost examenul cât de cât ok, doar că... La aflarea rezultatelor, candidații la cea de-a doua sesiune de bacalaureat au avut emoții mai mari decât în sala de examen. Ce ai gândit? Cred că ai trecut prin toate stările. Da, absolut, toate stările. Sunt foarte emoționat, aștept rezultatele, nerăbdare. Crezi că te-ai descurcat? Da, da. N-a fost foarte clar. Da, da. Am făcut absolut tot. La o notă cât de cât bună. Tânărul din imagine a stat în fața centrului de examinare de la ora 10 dimineața. La fel de matinală, dar și de emoționată, a fost și această tânără. De la 9:30 de aici, la ora aceasta, și prima dată ne-a spus că după ora 10, după care după ora 12:30, 1 și acum după ora 2:30. La ce te aștept? Mă aștept să iau, că am dat decât la o singură probă, biologie. Am scris tot. Da, a fost bine. Emoțiile se prelungesc? Se prelungesc, da. Asta e, așteptăm. La câteva minute după ora 14 au apărut și rezultatele mult așteptate. Ai luat? Da! 8:20! Felicitări! Da, l-am luat. Cu 7:30 medie generală. Bravo! Mersi! Bineînțeles! Cum o să petreci? Nu știu încă, asta aștept, de-aia eram la telefon, acum să văd. Prietenii, acum sunt în curs, mai am destui. Cum au reacționat? Foarte bine, foarte bine. Nu toți cei prezenți au avut motive de bucurie, iar în locul zâmbetelor au apărut și lacrimile. Așa căutam și am luat 9 la română. Nu scrie. Respins. Ultima șansă pentru cei care nu au reușit să obțină notă de trecere vine la contestații. 95,99% dintre absolvenții de liceu au promovat examenul de bacalaureat în această sesiune. Mai mult decât atât, comparativ cu rezultatele obținute la sesiunea de vară, în toamnă numărul celor care pășesc în următoarea etapă de învățământ este cu 10% mai ridicat.